Ministrii din țara noastră au salarii mult prea mici pentru presiunea pe care trebuie să o suporte în aceste funcții. De aceea, funcționarii de rang înalt merită lefuri mai mari. Declarația a fost făcută de deputatul PASO, Lesa Stamate, la o emisiune televizată. În același timp, parlamentar a recunoscut că a promovat conștient creșterea salariilor judecătorilor Curții Constituționale, chiar dacă nu avea acceptul guvernului. Olesa Stamate declară că salariile miniștrilor și ale deputaților au fost majorate proporțional cu remunerările altor categorii de bugetari, doar că pentru această categorie de funcționari coeficientul de calcul este mai mare, ajungând la 1500 de lei, față de puțin peste 300 de lei pentru pedagogi, de exemplu. Stamate spune că nu se vede o problemă, mai ales că funcția de ministru este una de sacrificiu. Riscurile acestei funcții și expunerea publică și presiunea și stresul unei asemenea funcții este foarte mare. Și dacă vrei să atragi oameni de calitate în asemenea funcții, tu trebuie să le garantezi un salariu cât de cât. Eu nici măcar nu zic de salariile cum sunt în România sau cum sunt în Ucraina. Nu ne ducem în Germania, în Danemarca, noi mergem chiar la țările vecine. La noi un ministru are 700 de euro salariu. Asta nu este salariul de ministru. În această ordine de idei, deputatul PAS recunoaște că salariile trebuie să fie majorate pentru toate categoriile de angajați, doar că, spune Olesa Stamate, atunci când este vorba despre pedagogi sau medici, asta ar pune o presiune prea mare pe bugetul statului. Noi avem foarte mulți profesori, slavă Domnului, noi avem foarte mulți medici și lucrători medicali și atunci când majorez salariul pentru câteva mii, de lucrători. Mare, da? Deci asta, impactul bugetar este foarte mare. Când majorez salariul la 6 judecători la Curtea Constituțională, impactul bugetar este practic neobservat. În contextul subiectului salariilor judecătorilor de la Curtea Constituțională, Olesa Stamate a recunoscut că a promovat propunerea în Parlament conștient, știind că nu există un aviz pozitiv din partea guvernului. Da, eu știam că avizul negativ. Cumva, deci am vrut să abordăm subiectul ăsta împreună în plenul Parlamentului cu deputații și ulterior să discutăm și cu guvernul, dacă nu cumva a fost admisă o eroare. Și în cazul în care ar fi fost admisă o eroare, probabil guvernul putea să-și revizui avizul dacă era o eroare. Și dacă nu și l-a revizuit, înseamnă că nu a fost admisă o eroare. Anterior, președintele Parlamentului Igor Grosu declara că a fost o scăpare și că deputații Partidului Acțiune și Solidaritate erau siguri că ar fi existat un accept din partea executivului pentru majorarea salariilor magistraților până la 80.000 de lei. Grava strică treaba. Deci, da, s-a pornit de la discuții nu doar despre salariile membrilor în alte curți, dar și de la salariile angajaților curții. Acum, în vultoarea acestor evenimente, a fost o lipsă și lipsă de comunicare cu guvernul. Noi am avut cumva senzația că guvernul a dat aviz pozitiv, între timp lucrurile se precipitau pentru că noi trebuie să reușim cu tot pachetul ăsta de legi la bordul fondului monetar și el trebuia pe data de 6 să fie expediat acest pachet de legi și în consecință atunci când te grăbești, de obicei se întâmplă iacă lucruri de astea. Totuși, Olesa Stamate este încrezută că nu a încălcat legislația, iar votul parlamentar putea fi contestat la Curtea Constituțională. Da, care e încălcare legii? Unde scrie că nu poți să dai citire amendamentului? L-am propus. Și s-a votat. Votării, v-am explicat contextul. De 63 de deputați. De 60 ceva de deputați. Membrii PAS. Ok. De altă parte, fostul premier Ion Chicu declară că președintele Comisiei Juridice a încălcat premeditat prevederile constituționale. Conform articolului 131 din Constituția Republicii Moldova, amendamentul propus de Olesa Stamate depășește limitele cadrului constituțional deoarece comportă cheltuieli bugetare adiționale, iar guvernul nu l-a acceptat. Respectiv, Olesa Stamate conștient a încălcat prevederile constituționale. Care era miza ei când înainta acest amendament neconstituțional? Că nimeni nu-și va da seama și Domnica Manole de la Curtea Constituțională își va primi în sfârșit mita politică deschisă sub formă de salariu de 90.000 de lei pe lună, s-a întrebat Chicu într-o postare pe pagina socială. Amintim că majoritatea PAS a votat dublarea lefurilor judecătorilor în alte curți până la puțin peste 80.000 de lei, asta chiar dacă inițiativa nu a avut avizul pozitiv al guvernului. Sub presiunea publică, șeful statului Maia Sandu a refuzat să promulge documentul și l-a returnat Parlamentului spre examinare.